Salutare, un bun și mi am găsit la cele mai... A, ah. <laughs> Tocmai am fost extrem de prost vorbind despre cele mai strălucite minți și idei ale tuturor timpurilor. Acest clip nu ar putea să existe fără sprijinul tău de pe Patreon, pentru care îți mulțumesc. Ultimii oameni de pe Patreon sunt Mădă, Aura și George. Mulțumesc foarte mult că mă ajutați să continui cu acest mic proiect. Încerc să ajung la 3000 de lei um, salariul lunar și să stau aici pe YouTube până mor. Vreau să vorbim puțin despre criteriile domnului Will Durant. Nu vom accepta în lista noastră niciun erou al cărui gând, oricât de iscusit sau de profund ar fi fost, nu a avut o influență durabilă asupra omenirii. Acesta trebuie să fie testul nostru suprem. Vom încerca să ținem cont de originalitatea și de domeniul de aplicare, de veridicitatea și de profunzimea fiecărui gânditor. Și acum fiți atenți! Însă ceea ce trebuie să avem în vedere mai presus de toate este amploarea și durabilitatea influenței asupra vieților și minților oamenilor. Nu știu ce să zic. Păi, în acest caz, Tony Pop și Dan Negru ar fi aici, ar fi în top. Nu, nu, nu mi se pare un criteriu ăsta, amploarea. Eu cred că există oameni extraordinari care au, fi, au putut să fie percepuți de foarte puțini oameni, dar asta nu-i face mai puțin geniali. Însă, în același timp, dacă faci așa, cazi în subiectivitate. Îl ține și de gust. De exemplu, Jean-Baptiste era genial, dar Isaiah Berlin știe exact cât era de genial. Deci sunt de acord, dar nici nu sunt de acord totodată. Bine, o spune și el. Însă, ceea ce trebuie să avem în vedere mai presus de toate este amploarea și durabilitatea influenței asupra vieților și minților oamenilor. Doar așa putem controla, într-o oarecare măsură, prejudecățile noastre personale pentru a ajunge la o imparțialitate moderată în alegerea noastră. Așa este. Nu prea ai cum să faci un astfel de top venind cu chestii puțin marginale că sunt convins că ar fi oameni de care poate știau câțiva. Până și nici a fost descoperit târziu. Putea să nu fie descoperit. Nu era mai puțin genial. Dacă trei profesori care vorbeau despre el, cu cunoștințele necesare, spuneau că e așa, nu era mai puțin așa, doar pentru că nu îl plăcea o turmă de oameni. Sunt multe genii care au murit în anonimat. Dar, da, pentru a face un top, asta aici voiam să, să începem cu asta, că de la început e puțin. susceptibil îndoielii. Și cum vom defini un gânditor? Probabil că termenul va cuprinde filozofi și oameni de știință, însă numai pe aceștia. Să includem oameni precum Euripides sau Lucrețius, Oridante, Leonardo... Oh, vreau să facem clip din viața lui Leonardo. Shakespeare sau Goethe? Nu, ne vom pleca cu smerenie în fața unor nume atât de mari și nu pun virgulă, să se înțeleagă clar. <laughs> ne vom pleca, deci ne plecăm, dar ne plecăm cu smerenie, în smerenie în fața unor lume atât de mari și le vom clasa în ciuda amplorii și profunzimii gândirilor ca gânditori secundari. Păi, te-ai plecat cu smerenie, dar ca gânditori secundari, artiști în primul rând și mai presus de toate. Să includem lideri extrem de influenți, precum Isus, Buddha, Sfântul Augustin sau Luther? Nu, acești fondatori și revitalizatori ai religiei au acoperi doar parțial definiția noastră. Nu gândul sau înțelepciunea i-au făcut să miște lumea din micul lor univers terestru, ci sentimentul și pasiunea nobilă, o viziune mistică și o credință de nestrămutat. Se admitem în consiliul nostru de 10 personalități pe acei oameni de acțiune ale căror nume sună pe coridorul istoriei, oameni precum Pericle, Alexandru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare, Cromwell, Cromwell, Napoleon sau Lincoln. Nu. Dacă, exist, dacă extindem înțelesul termenului gânditor pentru a cuprinde astfel de eroi în aria sa, îl vom priva de semnificația sa distinctivă și nu vom reuși să surprindem semnificația gândirii. Trebuie să cuprindem în interior doar filozofi și oameni de știință. Îi vom căuta doar pe aceia care, prin gândirea lor, mai degrabă decât prin acțiuni sau pasiune, au influențat cel mai mult omenirea. Îi vom căuta în locurile liniștite ale lumii, departe de mulțimea furioasă, în acele. Colțuri tainice unde gândurile mărețe veneau când doreau ele, nu când doream noi, și unde, pentru o clipă, au văzut, ca într-o înfrigurare, chipul adevărului. Deci, cine va fi primul? Și deja e un scandal, pentru că el îl alege pe Confucius. Dar, deși sunt de acord cu alegerea, fiți puțin atenți. Apar, spune unul, Confucius. Și spune chiar el. Apare imediat certuri și îndoieli. L-aș fi lăsat la aici pe pleșu să, să comenteze chestia asta. Certuri și îndoieli. Fâstăcel și izmenel. <laughs> Paradox și scandal ar fi avut el acum jungleriile astea. Era, era zona lui total. Apar certuri și îndoieli. Uh, conform, cărui conform cărui principiu trebuie să-l includem pe Confucius și să-i omitem pe, fiți atenți, Buddha și pe Hristos. Hopa. Cum așa? din aceste motive, că era mai degrabă un filozof moralist decât un predicator scrupulos, că înclinația în sa spre viața virtuoasă s-a bazat mai degrabă pe motive seculare decât pe considerații supranaturale, că seamănă mai mult cu Socrate decât cu Isus. De acord. Dar, unde nu sunt de acord, domnii mei, dați-mi voie, domnilor, cum îmi spune personajele lui Dostoevski, Buddha nu E pe același loc cu Hristos. Înțeleg, la Hristos, da, am și eu aceleași îndoieli, dar l-aș fi clasat pe Buda, pe primul loc. Din punctul meu de vedere, Buda merita primul loc pentru că nu, pot să spui că nu e apropiat de Socrate. Într-adevăr, pot să zici că e mai apropiat de Iisus decât de Socrate, dar uh, e cumva un amestec din ambele nu, nu predomină atât de mult supranaturalul. Când spui Buddha, spui profunzime, spui aici. E, îl are în el Buddha și pe Beethoven, supraomenescul acela, dar venit dinăuntrul nostru, e concretul, și pe Bach, spirala infinitului, da? Deci ai ambele în așa îmi pare. Cred că Buddha merita. E gândire, nu e, nu e religie Buddha. Și nici o spune. Buddha, acest psiholog fin în lumea, psiholog fin, atenție, da? Cred că merita. Dar, iarăși, na, intrăm în acea zonă sensibilă. Oricum e relevant ce cred eu. Născut 552, înainte de Hristos, într-o epocă măcinată de haos în care vechea putere și gloria a Chinei trecuseră prin dezintegrarea feudală și prin conflictele facțiunilor, Kung Fu s-a angajat să restabilească bunăstarea și ordinea în țara sa. Cum? să-l lăsăm să vorbească. Și acum e unul dintre cele mai frumoase pasaje. Dacă veți fi atenți, veți pleca de aici mai bogați. Când au dorit să clarifice și să propage cele mai înalte virtuți din lume, iluși triantici și-au organizat statele după rânduiala cuvenită. Înainte de a-și organiza statele după rânduiala cuvenită, și-au instruit familiile. Înainte de a-și instrui familiile, și-au cultivat sinele, înainte de a-și cultiva sinele și au desăvârșit sufletele. Socrate, da? Desăvârșirea sufletului. Înainte de a-și desăvârși sufletele, au încercat să gândească sincer. Înainte de a încerca să gândească sincer, și-au extins la maximum cunoștințele. O asemenea investigație a cunoașterii stătea în cercetarea lucrurilor, în a le vedea exact așa cum sunt. Când lucrurile au fost astfel cercetate, cunoașterea a devenit completă. Când cunoașterea a fost completă, gândurile lor au devenit sincere. Când gândurile lor au devenit sincere, sufletele lor au atins perfecțiunea. Când sufletele lor au atins perfecțiunea, ei înșiși au devenit cultivați. Când ei înșiși au devenit cultivați, familiile lor au devenit instruite. Când familiile lor au devenit instruite, statele lor au ajuns să fie bine organizate atunci întreaga lume a devenit liniștită și fericită. Ne-a dus aminte de visul unui om ridicol, Dostoevski, vă recomand clipul. Dar ce frumusețe este acest pasaj. Este uh, mai profund ca Biblia. Nu spun cuvinte mari. Mi-ar fi plăcut o astfel de Biblie cu această atmosferă. Uh, sau cel puțin la fel de profund ca Biblia, pentru că nu vreau să jignesc. Uh, e o grosolănie să, să faci comparație, dar cum și topurile, înțeleg și chestiile astea, dar așa am simțit. Spun, spun, și eu ce am simțit, sunt și eu sincer cu voi. Iată o filozofie morală și politică solidă în cuprinsul unui paragraf. Era un sistem destul de conservator. Preamărea manierele și eticheta și desconsidera democrația. În ciuda enunțării clare a regulii de aur, în ciuda enunțării clare a regulii de aur, acest sistem era mai aproape de stoicism decât de creștinism. Unui elev care îl întrebase dacă trebuie să răspundă binele, binelui cu răul, Confucius, Confucius i-a răspuns. Atunci, cu ce vei răsplăti bunătatea? Răspunde binelui cu binele și răului cu dreptatea. Frumos. Dar vezi, asta lasă omul ticălos să considere că dreptatea e tortură. Păi dacă a făcut asta, atunci dreptatea ar fi să nu știu ce și să faci cele mai mari monstruozități crezând că asta e dreptatea. Dacă cineva mi-o copilul, eu îi ard tot neamul acelui om, considerând că ai dreptate. Și poate așa e puțin. <laughs> dar așa s-a întâmplat și cu Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu, în numele dreptății, s-au comis o grămadă de monstruozități. Uh, el nu credea că toți oamenii sunt egali și era de părere că inteligența nu este un dar universal. Dovadă Bogdan Liviu, scuze. După cum a spus elevul său, Mencius, faptul că omul diferă de animalele inferioare este considerat fără importanță. Majoritatea oamenilor nu pun preț pe acest aspect. Pentru un popor, cel mai bun lucru ar fi să țină persoanele ignorante departe de funcțiile publice și să se asigure că va fi condus de oamenii cei mai înțelepți. Just, total de acord. Deci nu le-aș da drept de vot tuturor Să dai un test Și dacă treci acel test minim De, de minim bun simț, de minim rațiune De minim alfabet Atunci poți vota Locuitorii unui mare oraș Chung Tu L-au crezut pe cuvânt și l-au făcut magistrat <laughs> O reformă extraordinară, mi se spune Al cărui rezultat s-a observat în comportamentul poporului A fost sfârșitul nelegiuirilor Necinstea și desfrâul au dispărut din peisaj. Loialitatea și buna credință au devenit caracteristici ale bărbaților, castitatea și obediența ale femeilor. Era prea frumos ca să fie adevărat și probabil nu a ținut foarte mult. Însă chiar și în timpul vieții sale, adepții lui Confucius i-au înțeles măreția și au prevăzut influența durabilă pe care urma să o aibă în modelarea comportamentului și a echilibrului înțelepciunii placide a chinezilor. Discipolii săi l-au îngropat cu mare fast. Mulți dintre aceștia și-au construit colibe lângă mormântul său și au rămas acolo jelindu ca pe un părinte aproape trei ani. Și fiți atenți că asta nu e tot. Când toți ceilalți au plecat, Tse Kung, care l-a iubit cel mai mult decât toți discipolii la, la, un loc, a continuat să stea lângă mormântul său singur încă trei ani. Aici este o poezie. Acel încă trei ani, singur, la mormântul lui Confucius. Aici este un film de lungmetraj, trei ore, în care e doar contemplare. Nici nu se spune nimic, nici nu ai nevoie de subtitrări. Și acum vorbim despre Platon. În prezent ne confruntăm cu noi probleme. Ne confruntăm cu civilizații întregi în care nu putem găsi niciun nume dominant, nicio personalitate laică, marcantă, care să se exprime și să formeze poporul prin gândirea sa. La fel s-a întâmplat și în India, și în rândul evreilor, și printre popoarele nomade din Semiluna Fertilă din Asia Mică. Avem un Buddha, un Isaia, Isaia, un Isus și un Mahomed. Însă nu avem niciun om de știință sau uh, vreun filozof, vrând filozof de rang mondial. Și, pe de altă parte, poate cea mai longevivă și cea mai fascinantă civilizație pe care a cunoscut-o vreodată omenirea, avem o sută de faraoni și nenumărate religii ale unei arte variate dar niciun nume nu se remarcă precum al celui care a, adus, care a adus, trecutul în lumina înțelepciunii și care, prin autoritate, și-a pus amprenta asupra dezvoltării intelectuale a națiunii sale. Cu respectul cuvenit, trebuie să omitem aceste popoare. De câte ori te respectă Will Durant să știi că, că te, te, evacuează? Să te ferească Dumnezeu de politeța lui Will Durant, aplecându-ne, fiind extrem de politicoși cu și nu vom vorbi despre ei. Îi omităm. Omităm aceste popoare și secole, și. Uh, omităm aceste popoare și secole. Hai, mai te te-ai supărat și pe secole. <laughs> Scuze. Omităm aceste popoare și secole și să luăm în considerare uh, și să luăm în considerare gloria Greciei din epoca lui Pericle. De ce îl iubim pe Platon? Pentru că Platon însuși a fost un iubitor de tovarăși, de bețiile orgiilor dialectice, un căutător pasionat al realității evazive din spatele gândurilor și al lucrurilor. Îl iubim pentru energia sa nemărginită, pentru jocul sălbatic și nestatornic al imaginației sale, pentru bucuria pe care a găsit-o în viață, cu toată complexitatea ei nerescumpărată și aventuroasă. Îl iubim pentru că a trăit intens fiecare minut al vieții și nu a încetat niciodată să se dezvolte. Unui astfel de om. I se poate ierta orice greșeală pe care a făcut-o. Îl iubim datorită pasiunii sale imense pentru reconstrucția socială prin control inteligent, pentru că a păstrat de-a lungul celor 80 de ani ai săi acel interes pentru perfecționarea progresului omenirii, care pentru cei mai mulți dintre noi reprezintă pierderea desfătărilor tinereții, deoarece el și-a imaginat filosofia nu doar ca un instrument pentru interpretarea, ci pentru remodelarea lumii, îl iubim pentru că a venerat frumusețea la fel de mult ca adevărul, pentru că a conferit, a conferit ideilor mișcarea vie a dramei și le-a îmbrăcat în toată splendoarea artei. Vă rog să fiți atenți că a vorbit atât de frumos despre el și în concordanță cu adevărul. În Republica și în dialoguri, Descoperim un joc tumultos al imaginației creative Care ar putea les ne concura cu Shakespeare În ele, alegoriile sunt oferite cu o darnică exaltare în ele regăsim umorul care lipsește filozofilor noștri moderni plictisitori. În ele nu vorbim despre un singur sistem, ci despre toate sistemele. În ele există o sursă abundentă de filozofie europeană. În ele proza este puternică și frumoasă ca marile temple în care bucuria greacă s-a transpus în marmură. În ele a luat naștere și s-a dezvoltat proza literară. Atunci, Platon trebuie să fie cel de-al doilea nume. Dar va trebui să-l protejăm împotriva unei provocări foarte echitabile. Foarte echitabile. Cum rămâne cu bătrânul Socrate, considerat aproape părintele și cu siguranță cel mai mare martir al filozofiei? Și apoi are câteva explicații, dar ideea este că uh, Platon poate fi văzut ca, uh, ca o îmbinare între Socrate și Platon. Socrate, probabil că uh, de existența lui Socrate, probabil că nu vom ști niciodată. Să-l luăm pe Platon ca pe o îmbinare a celor de, pentru că uh, Platon ar putea să, să fie creați, ar putea să fie creația lui Platon de asta. Și nu se știe exact și așa că îl punem pe Platon acolo și îl avem cumva Platon și Socrate, dar spunem doar Platon. Uh. Dialogurile sale se situează printre bunurile cel mai de preț ale omeninii. Aici a prins formă filozofia pentru întâia oară și, în timp, prin exuberanța tinereții, a atins o perfecțiune de neegalat. Vreți să auziți un discurs nobil despre dragoste și prietenie? Citiți Lisis, Charmide și Phaedros. Vreți să știți ce a crezut un suflet mare și tandru? Platonismul Socratic despre viața de apoi? Citiți Phaidon. Ale cărui ultime pagini sunt socotite dintre cele mai de seamă din istoria prozei. Sunteți interesat de Enigmele minții, de misterele cunoașterii, citiți Parmenide și Teaitetos. Sunteți interesați de, <laughs> Ce mi a plăcut asta? Sunteți interesați de orice? <laughs> Vă place absolut orice? Atunci citiți Republica. Aici veți găsi metafizică, teologie, etică, psihologie, Teoria educației, teoria guvernării statelor, teoria artei. Aici veți găsi feminism și control al nașterilor, comunism și socialism cu toate virtuțile și dezavantajele lor, educație eugenică și liberală, aristocrație și democrație, vitalism și psihanaliză. Dar ce nu veți găsi aici? Nu este de mirare că Emerson a conferit Republicii cuvintele pe care uneori Pio Solomar le scrisese despre Coran. Ardeți bibliotecile, căci valoarea lor se află. În această carte. Oh. Toată filozofia nu e decât o notă de subsol la Platon, cum e în ediția de la Humanitas, la operele lui Platon. Mai există vreo urmă de îndoială referitoare la influența lui Platon? Să <laughs> fiu unul în spate acolo. Da, eu încă mă îndoiesc. Hai mai îmi strigi dialogul, îmi strigi monologul. Mă ridicați și aici. Mai există vreo urmă de îndoială referitoare la influența lui Platon? Luați în considerare Academia pe care a fondat-o. Prima și cea mai longevivă dintre universitățile lumii. Luați în considerare renașterea continuă a filozofiei lui Platon de la neoplatonicii din Alexandria la platonicii de la Cambridge, Anglia. Luați în considerare răspândirea teologiei creștine cu gândirea și simbolismul platonice, precum și supremația lui Platon în cultura evului mediu, Timpuriu, Evoluie Mediu, timpuriu. Uh, Etienne Gilson, uh, Filozofia în Evolu Mediu. Uh, probabil, iarăși, un, un miracol. Adică, e atât de nedrept să nu punem anumiți oameni într-un top, dar în același timp așa e. Nu se compară ca amploare cu platon, dar e, e ceva sunt anumiți oameni pe care nu ți-i explici, nu știi cum au putut să apară, cum ai putut să scoți chestia asta. Ce e asta? Nici nu știu, mă uit ca mai mulți aia la monolit. În filmul lui Kubrick. Așa, Evol Mediu Timpuriu. Luați în considerare platonismul entuziast al renașterii, când masa lui Lorenzo a recucerit o parte din gloria banchetului, iar Pico de la Mirandola, și că de tot vorbim de cu ei se mai spune așa, micului Cant, Stelian Matescu, am făcut clip, uitați-vă, scrie Stelian Matescu, directiva absolutului. Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, am cum se spune. Pico de la Mirandola a aprins cu evlavie lumânării înaintea icoanei maestrului. Luați în considerare platonismul entuziast al renașterii, când masa lui Lorenzo a recucerit o parte din gloria banchetului, iar Pico de la Mirandola a aprins cu evlavie lumânării înaintea icoanei maestrului. Și acum fiți atenți. Ex excepțional acum, fiți atenți. Luați în considerare că în acest moment într-o sută de țări și o mie de orașe, o sută de mii de studenți tineri și bătrâni absorbiți de republica sau de dialoguri sunt transformați încet și cu gratitudine într-o înțelepciune sensibilă de către ardoarea și subtilitatea lui Platon. Aceasta este nemurirea sufletului care face aproape nesemnificativă trecerea tropului. Minunat. Oh, f -f -f -f. Sper că ți-a plăcut acest clip. Mă a mult un like, trebuia să spun pe la început și să-mi luați înapoi dacă nu vă plăcea clipul, dar e un clip drăguț, merită un like. Un comentariu să-mi spuneți și voi, voi să spune și voi cum vi s-a părut, să știu că nu vorbesc singur pe aici și dacă îți doresc să pot să continui, să apar pe aici și să fac ceva cu ceea ce fac, susține-mă cu 15 lei pe patreon.com slash Mulțumesc și pe data viitoare. Cu cele mai strălucite Salut și așa. Eu tot prost am rămas, dar măcar continui să vă ofer cele mai strălucite minți ale tuturor timpurilor. Will Durant. The greatest mind. Coming up next. Aristotle. Da, Aristotel chiar el era. Va fi un scandal probabil și aici. Eu nu sunt de acord cu nimic. Eu sunt un prost combativ, ca orice prost, adică e în definiția prostului, scrie prima oară combativ, scuze, hai să nu facem glume, să rămânem încă o dată cu acest pasaj, vă rog frumos, fiți puțin atenți, oameni buni. Ideea asta de în acest moment, fiți atenți, luați în considerare că în acest moment, într-o sută de țări și o mie de orașe, o sută de mii de studenți, tineri și bătrâni, absorbiți de Republica sau de dialoguri, sunt transformați încet și cu gratitudine Într-o înțelepciune sensibilă de către ardoarea și subtilitatea lui Platon. Aceasta este nemurirea Sufletului, care face aproape nesemnificativă trecerea trupului.